De la începutul stării de alertă și până în prezent, structurile teritoriale MEAI din județul Mehedinți au aplicat mai multe sancțiuni cu privire la respectarea măsurilor și interdicțiilor impuse. Oficialii au verificat peste 43 de persoane și aproximativ 700 de societăți comerciale. Poliția locală din Drobeta Turnu Severin a aplicat 27 de sancțiuni contravenționale în cuantum total de 22.500 de lei. De asemenea, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți au aplicat 140 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea măștilor și interdicțiilor impuse. Începutul stării de alertă, până în prezent, structurile teritoriale MEAI din județul Mehedinți au aplicat mai multe sancțiuni, după cum urmează. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți au verificat peste 43.000 de persoane și aproximativ 710 societăți comerciale cu privire la respectarea măsurilor și interdicțiilor impuse și au aplicat 140 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea legii 55 din 2020. Poliția locală Drobeta Turnu Severin a aplicat 27 de sancțiuni contravenționale în cuantum total de 22.500 lei, în conformitate cu prevederile legii 55/2020. De asemenea, pe perioada stării de urgență, structurile teritoriale MEAI din județul Mehedinți au aplicat 4.087 de sancțiuni în valoare totală de 8.847.550 de lei. Din sancțiunile menționate, 54 de persoane au fost amendate pentru că nu au respectat măsurile de izolare.